România va continua să sprijine Republica Moldova inclusiv pe calea aderării la Uniunea Europeană. Declarațiile au fost făcute de președintele Claus Iohannis în cadrul unui discurs privind politica externă a României pentru 2023, pe care l-a ținut în fața ambasadorilor străini acreditați la București. Și în 2022, România a fost alături de cetățenii Republicii Moldova. Am susținut Republica Moldova prin acțiuni concrete în plan bilateral, prin asistența pe multiple planuri. Amintesc aici că asigurăm peste 80% din necesarul de energie electrică prin crearea platformei de sprijin pentru Republica Moldova, alături de Germania și Franța, precum și în plan european. Claus Iohannis a precizat că principalele obiective de politică externă ale României în 2023 vor fi creșterea rolului în Uniunea Europeană și în NATO și aprofundarea parteneriatului strategic cu Statele Unite ale Americii. Tot în acest an, România planifică să finalizeze toate procedurile și să adere la zona Schengen. La întâlnirea anuală cu șefii misiunilor diplomatice acreditați în România a participat și ambasadorul nostru la București, Victor Chirile.